zidelor comune Ungurie, ocazie cu care am ne-ajutat domnul și finanțatorul să inaugurăm și acest centru cultural artistic, care după ce avem câteva evenimente aici, o să avem pe parcursul zilei un pelerinaj, deci intrați pe toate spațiile, camerele de vizitați și la urmă ne dați nota prin telefon. Mâine, dacă vă place și spuneți. Noi zicem din punctul de vedere al instituției primarului și a Consiliului Local, totul s-a lucrat foarte repede, foarte corect, ca la carte. Suma e aproximativ 1 milion de euro care au ajuns în, în această comunitate. Este vorba de beneficiarii ungureniu și celelalte state componente. Pe aceea se vor face nunți, cumetrii, petreceri de toate genurile, activități culturale și tot ce se solicită, da. Pentru că n-au venit toți preoții, o să întrerup să facă dumnealor slujba de sfințire, că noi suntem creștini ortodoxi și am zis să respectăm și tradiția sfințirii unei astfel de obiectiv. După care o să pute un program, aniversarea 50 de ani de căsătorie, la cei care am găsit în actele de stare civilă. Deci este vorba, care am venit astăzi 50 de ani, în urmă, deci sunt persoane și 52 de ani de căsătorie și 53 și 54. Este prima dată când am făcut anul ăsta și avem 46 de familii care sunt în viață, soți și soție, la care le-am considerat că cu ocazia inaugurării acestui spațiu dăm și lor o atenție, un băbuț, în sfârșit. Celelalte probleme sunt surprize. Mai avem o sacoșică pentru dumneavoastră acolo. Da? A venit părintele? Da. Dacă o să vă rugăm să participăm la slujba de sfințire, ca așa mi se pare corect, după care trecem la programul nostru de care îl avem în derulare. Acum, înainte de domnul Mureanu, am un invitat, un prieten de meu care l-am descoperit mai nou acum, se numește Eugen Mureanu, care știți de pe la care urmăriți Edno TV și Favorit. L-am văzut și eu de mai multe ori acolo și chiar m-am îndrăgit el, l-am cooptat. Până lui oferindu-mi și o sponsorizare pentru jumătate de oră, l-am invitat să fie alături de noi, să ne facă o surpriză muzicală. Domn profesor, să te facă lumea, tu ești domnul Mureanu, a, uite domnul, domnul Mureanu. Da. Și după ce termină slujba, să facă dumneavoastră un concert, după care noi ne vedem de... Trei,
Împărate, cereți mângâietorile Duhul adevărului care pe tu fetele și poate le împlinești. Misterul bunătăților, dărătorile de viață, pe noi și să rășurești într noi și ne curățești pe noi toată întinăciunea și în fie de Dumnezeu noastre. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-ți numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se-n voia Ta, pe cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitelor noastre. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel din Amin. Tatăl este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
jertfă. Aici, în această, de cea multe mulțime de bolă, de ori ușcați, aștept mișcarea apei. Căci voi întâlneam Domnul Scăpăra din când în când în scăpătoare și turbura apa. Iar cine intra în scăpătoare se făcea sănătos, ori de ce boală erau cuprinși. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Cu pace Domnului să ne rugăm! Miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnul! Pentru arhiepiscop Ioachim, pentru sănătatea și pentru mântuirea lui Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru slucașul acesta, țarul acesta, țara aceasta, pentru toate lașele și satele, pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească pacea și puterea Duhului și în Domnului, să ne rugăm. Doamne, pentru cei ce ne doresc o scapă ave și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei răbiți și pentru mântuirea lor Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Duhului Sfânt, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Fie apa aceasta tămăduitoare sufletelor și trupurilor noastre și pentru ca să-i se trimite ei harul în care Iordanului Domnului să ne rugăm. Pentru toți care au trebuit să ne ajutor și folosință de la Dumnezeu Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să luminăm noi cu luminarea conștiinței din trăimea cea de ființă Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca Domnul Dumnezeu nostru să seara să ne arate pe noi fii moștenitori împărăției sale prin stropirea și gustarea cu această apă. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți din noi de necazul lui Iadrimei păzește pe noi, Dumnezeule, cu darul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta curată, prea binecuvântată, mărita stăpână noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Spune, Doamne, Dumnezeu nostru, în cel minunat, într-un sfat și minunat în lucruri, făcătorului a toată făptura cea văzută și cea nevăzută. Cel ce păzești așezătutul tău și dai mila ta celor ce te iubesc pe tine și păzești poruncile tale, cel ce primește lacrime și credulința Mântuitorului din celor din nevoi, că pentru aceasta ai venit de chip de rău, nu până luci înfricoșându-ne pe noi, ci dând adevărată tămăvirea trupului și citând. Iată, te-ai făcut sănătos de acum să nu mai greșești. Încă și din tine ai făcut voi sănătoși și porunci să se spere prin cuvânt, ai făcut să se sălușuiască lumina. Cel ce oprește farurile patrilor celor potrivnice și potolește moara ce sărată acestei vieți și îmblânzești porunci de greu de putrate ale plăcerilor. Însuți viitorul de mare împăratul și genitată nouă să putem pe șfânt luminat ca zăpadă din apă și din duh. Și acum trimite arul prea Sfântului Totul care sfințește toate. Sfințește, Doamne, și apa aceasta. Și acum trimite harul ca Sfântului de viață, Făcătorului Tău, Duh, care sfințește toate, sfințește și apa aceasta. Și
și acum trimite harul prea Sfântului și de viață Făcătorului Tău Duh care sfințește toate și sfințește, Doamne, și apa aceasta. Și prin gustarea și stăpirea cu apa aceasta trimite în nouă binecuvântarea Ta care spune tineciunea poatenilor. Așa ne rugăm, cercetează-ne putința noastră bună și tămăduiește cu vina Ta bunele noastre ce le spredești după ei. Pentru că cine prea curată, prea binecuvântată, stăpânii noastre, născătoare Dumnezeu și pură la Fecioare Maria, cu puterea ce de viață, făcătoare cu nușul ocrotele, cinstite roșii cerești, mă neîntrebești putere. Pentru că cinele cinstitului și măritului și slăvitului prunut înainte mea de totul și potezătorul lui ale Sfinților, slăviți și corodanților apostoli, ale celor presiți părinților noștri, maldați care lumea și era, Vasile cel Mare, Grigore, Dumnezeu, Cuvântătorul și Macură de Aur, și ale Sfinților Atanasie, Chirin și Oameni, cel milostiv Patriarh Alexandre, ale Sfântului Nicon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor trezinți părinților noștri, Nicolae, Arhiepiscopul Mirilor Lichii, Spiritul al Trimitului de Mar, Făcători de Minuni, și Nectare de la Echina, Făcătorii de Minuni, care linte la cel mic al Iosif, cel nou de Ana Iorești și Sava, din Ivirea, Iosif, Mărături, Slovă, Chirilase și Leute, ale Sfinților, Slăviților, Mucenicii, Gheorghe, Făcătorul de Virință, Dimitrii, Zvărătorul de Vrind, Teodor, Tirol, Teodor, Stratinat, Ivan, Celor, Serie și Vam, Ioan, Malacul și Obrea, ale Sfinților, Preoții, Mărturisitorii, Vam și Conse, ale Binecredinciosului Voievoște, Pace Mare și Sfântă, ale Sfinților, Martin, Constantin, Vădă, Brâncoveanu, cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și Anache, Sfinticul, ale Sfinților, Mucenițe, Filopia și Tatiana, și ale tuturor Sfinților, Bunii, Biruitori, Mucenici și Mucenițe, ale Sfinților, Slăviților și Făcătorul de Minim, Doctor, fără de agit, Osma și Damian, Chir și Ioan, Partenimon și Evolani, Salciu, Diomir, și Diomir, Moghe și Amichit, ale Leu și Trifon, ale cuvioșii noștri de Dumnezeu, Părătorul părinților noștri, Grigore de Capulitul Nicodic de la Disnara, Dimitrie Cenovi, Sariu și Sofronii, Ioan de la Pristul, Bacut, de la Izarelul Rucii, Daniel Sinhastrul, Ioan Casian, Gherma și Ioan Iacu de la Neamț, ale Sfinților, cuvioase Maice Paraschiva de la Iași, Teodora de la Sina, ale adormirii Maicii Domnului, a cărui pomenire astăzi o să vârșim. Și ale Sfinților și Drept Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților Tăi. Și păzește, Doamne, pe drept credincioșii robitei celor ce sunt de față la această sfântă și dumnezeiască slujbă și de rugătăruri, Doamne, sănătate sufletelor și trupurilor și ne plinește toate cele de trebuință al aceștia creștine care slujesc Ție și Timpul toate milostiri. Aduți aminte, Doamne, de toate episcopia de credincioșilor care trec de față cuvântul adevărul Tău și de tot cine preoțește și cel că lucrăște din lumea lor. Aduți aminte, Doamne, de cei ce ne urăște, de cei ce ne iubesc pe noi, de frații noștri care slujești, de cei ce stau de față și de cei ce pentru binecuvântate frice ce s-au întâmplat aici și de cei ce ne-au cerut de nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii. Aduți aminte, Doamne, și de părinții și de frații noștri care sunt rupii și supărăși și iubește pe tine și după mare mila Ta, izbăvindu-ne toată nevoia. Că Tu ești izvorul cărămidilor lui Hristos, Dumnezeu nostru, Ție slavă, înălțăm, împreună și cel fără început, al Părinte și prea Sfântului și Duhului, și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Asupra Tăiului protrivii dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miluiță binecredincioșilor creștini asupra Tăiului protrivii dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Binecuvintează moștenirea Ta, biruință, binecredincioșilor, creștine asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Darurilor tale până pe preiectul
al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, caută acum milostivește rugăciunea mea și pentru și de veche Sfântului Tău și trimite arul prea Sfântului Tău peste îngădătul acesta și îl sfințește ca să fie spre sfințirea cu lucrurile acesta, clădirea acesta, acestei instituții ce s-a zidit spre el. Pe alungarea tuturor puterilor celor potrivnici și a puterilor deaconești. Că Tu ești Tău ce vine cu mine să fie toate, Hristoase Dumnezeule, și Ție slavă, să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea, și în veci, în veci, în veci. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și acum și pururea, și în veci, în veci, amin. Se sfințește această instituție prin unde cu acest undelem sfințit în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Oh.
născătoare de Dumnezeu Fecioară, trecând păcatele noastre și dând tămăduire celor ce primesc binecuvântarea ta prea curată. Înțelepciune, totdeauna, acum și purea și-n vecii vecilor. Amin. Întărește Dumnezeu, răspundă și dreaptă credința vremuritorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în viacul viacului. Da, Sfântă Născătoare, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvii și mai mărită, fără de asemănare de serafimii, care părăstri căciune pe Dumnezeu, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărești. Slavă ție, Hristoase, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, prea puternice părinte, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune vrea curatei Maicii sale, cu puterea cinstitei de viață, făcătoare cruci, pentru rugăciune Sfinților slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale cuvioșilor de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun de oameni, iubitor, oamenilor din Cuma Ungurieni și a musachirilor care i-am eu, da?
Și ce nu ne ții mult aici? Numai vreo două ori și plătim o oră. Sper că la urmă să-l punem și pe domnul primar să cânte, nu? Știi? Haideți să-l aplaudăm pe domnul primar, pe domnul Floroiu prezent aici lângă noi, celălalt invitați care sunt prezenți astăzi la Dumnezeu. O să dau microfoanele astea un pic într-o parte. Iau și o parte de balet. Așa, ca să un pic microfonul mai sus, dacă se poate. Microfonul un pic mai sus. Microfonul un pic să fie de mai, mai sus, înseamnă mai tare. Da? Microfon. Muzica nu trebuie să fie. Dar înainte vreau spus și câteva cuvinte, că domnul primar m-a luat așa dintr-o dată. Vreau să vă mărturisesc. Sunt foarte bucuros că sunt astăzi pentru prima oară pe scenă la Ungureni. Desigur, mulțumesc pentru aplauze. De asemenea, am o bucurie foarte mare că sunt la inaugurarea acestei instituții culturale și mai mult decât atât, sunt bucuros că sunt alături de dumneavoastră, cei care împreună cu familia sărbătoriți o vârstă onorabilă, o vârstă pentru care am scris multe melodii. Așadar, să trecem la treabă, să vă spun doar așa. Hai noroc și bună seara! Bine v-am găsit! Zero unu, domnul inginer. Dacă nu, vă ajut. Sunt în ordine. 0-1. E bine așa. Dragul mi-i punea pe
și așa redele întreg, amintul în sara. Dragul mi se mă petrec, amintul în sara. Și așa redele întreg, amintul în sara. Și-o petrece gândelul, amintul în sara. Și-o mamea inimă bună, amintul în sara. Și-o petrece gândelul. O să rog pe domnul primar să fie atent la următoarea melodie. Ce melodie credeți că am scris eu pentru domnul primar, care ați văzut-o la favorit? Bimbirești, mai cum? Vasile! Ascultăm melodia, domnul primar! Nea Vasile! Hai și regia tehnică! 1, 2, 3! Să poate și dansa, domnul primar! Tributoaie plini, ca să pe potesul ai și cu vecinii. Ne-a fost în strica la vișită, nu că te-a vorbăsc pe gheața. Ne-a fost în strica la vișită, hai să pe potoții, frumoasă-i comună! Asta, parcă te-am dat data. Spatinea Vasile, vinu cu găleata. Hai că data asta, parcă te-am dat data. Dar Vasile, toată vin și pea. Cu gata lor, mă scurtă e viața. Ne cinstește într-una și pentru trei zile. Fraților de nu știți cine-i domn Vasile. Ne cinstește într-una și pentru trei zile. Dar Vasile, toată vin și vrea. Nu că dar nu urmă să te ghevea sa. Dar Vasile, toată vin și vrea. Hai să vei tot o zi. Până dimineața, să ne-a Vasile, chiar vești viața, dacă nu e Vasile, până dimineața. Ne-a Vasile, toată vin și pea, nu că ta în urmă, scurtă e viața. Ne-a Vasile, toată vin și pea, hai să vei cu toții, frumoasă-i distracția mea! Vinul din butoi, hai bine-a Vasile, hai și tu la noi. Acum cu toții, vinul din butoi, hai bine-a Vasile, hai și tu la noi. Ne-a Vasile, toată vin și pea, nu că ta urmă scurtă e viața. Ne-a Vasile, toată vin și pea, hai să bem cu toții, frumoasă-i ziua asta! Dacă nu e Vasile, până dimineața. Să ne-a
până dimineața. Vreau ca să leg toată mișita, rugătatorii să scurte e viața. Vreau ca să leg toată mișita, hai să bem cu toții frumoase distracția. Aplauze pentru domnul primar! Aplauze! Este o zi extraordinară aici la Ungureni și mă bucur foarte mult și mulțumesc încă o dată pentru invitație, dar să știți că rămâneți la tot data viitoare, stau eu acolo în sală și pentru domnul primar. Da? Hai să-l aplaudăm încă o dată! Felicitări! Bine, domnul primar! Corect, corect! Mulțumesc frumos! Dragii mei, ca să nu credeți că eu cânt doar muzică populară, să știți că eu chiar am compus câteva melodii și de muzică ușoară. O să vă cânt doar două melodii. Prima se cheamă Dacă ai ști. Este o piesă superbă. Este o declarație de dragoste, așa cum soții, partenerii dumneavoastră au venit în primii ani, dar poate și anul acesta. Sigur că da. Și dedicată nunții dumneavoastră de aur, pentru că am înțeles că sunt persoane care au 50 de ani de căsătorie. Așadar, aplauze și pentru noastră și pentru. Vă mai colaborez cu regia ta, să fie treaba bună. E bine așa. Nu trebuie tare ca să ne înțeleg. Ca un poet îmi versuri pe-un colț de hârtie. Vreau să alung gândire, emoții și vreau să mă arunc. La ură de speră și pentru ce dai mică familie. S-ar nu curaj ce lipsește în noapte, iubit o să spun. Dacă ai ști de mult vreau să afli ce semn pentru mine. Dacă ai ști cât de mult îmi plac zorii în mine cu lor. Știi că-mi doresc cu adoare să fiu lângă tine. Să șoptesc, te iubesc, te ador de o mie de ori. Dacă știi cât de mult vreau să afli ce se mergă cu mine. Dacă știi cât de mult îmi plac zorii în mine cu lor. Dacă știi că-mi doresc cu arătoare să fiu lângă tine. Să șoptesc, te iubesc, te ador de o mie de lor. Un acuș de vioară îmi cântă și mie. Singura de sifoni, chironi, urmeze ca rai. La lungă de stel și vântul cel tainic, mă plie. Să-ți dau iubirea ce-ți lipsește în noapte, ascultă și stai. Dacă ști cât de mult vreau să-l afli ce semn pentru mine. Dacă ști cât de mult îmi plac zorii în mine cu lor. Dacă știi că-mi doresc cu ardoare să fiu lângă tine. Să șoptesc, te iubesc, te ador de o mie de ori. Dacă știi cât de mult vreau să afli ce-i semn pentru mine.
știi cât de mult îmi plac zorii în mine cu lor. Dacă ai ști că-mi doresc cu ardoare să fiu lângă tine, să șoptesc, te iubesc, te ador, de o mie de ori. Ca un anuș de vioară când cântă și mie, simbolatic, simbolic, ironic, un mers de tramvai. Umbră de stele și vântul cel tainic mă mie, să-ți dau iubirea ce-ți lipsește în noapte, ascultă și stai. Și refren. Dacă știi cât de mult și bunul meu prieten, vin Gorila, ce se vă cu mine, mă iubesc. Dacă știi cât de mult la zori, unii de culori. Dacă ști când doresc cu ardoare să fiu lângă tine. Bun, atenție, liniște, liniște, să șoptesc, te iubesc, te ador, de o mie de ori. Doamne, așa surpriză, domnul primar este într-adevăr un om extraordinar. Mi-a făcut o surpriză deosebită să mă regăsesc cu bunul meu prieten Victor Ila, pe care vreau să-l aplaudați, este aici lângă noi. Într-adevăr, o surpriză, ați complotat amândoi. Ne bucurăm că suntem alături și de televiziunea Exclusiv, care m-a prezentat integral. Dragul meu, îți dau cuvânt, dar să știi că m-am decântat, da? Bună ziua! Vreau să vă spun un lucru, să știți că viața este frumoasă. Ne naștem, creștem, ne căsătorim și uite așa, mergem ușor, ușor și e foarte frumoasă viața. Dar când aud că niște oameni demni de tot respectul trăiesc împreună timp de 50 de ani, eu, iertați-mă, mă înclin, semn de respect pentru acest lucru. Sincer vă spun, să vă avem ca niște exemple ale societății. Dumneavoastră sunteți oamenii care au făcut în așa fel încât ca această țară să fie cunoscută peste tot. Dacă nu eram dumneavoastră, cu siguranță vă spun că nici eu nu ajungeam aici. Iar eu, dacă am ajuns aici, nu am mai plecat de unde am venit, pentru că dumneavoastră existați. Vă iubesc și mă doare. Ela, pune tu la poporul ăsta de la Comla Ungurin, din ce țărișoară nu-i tu la lor la România? Cum se cheamă țara ta? Mulți mă întreabă, cum te cheamă? Eu zic, nu mă cheamă nume nimeni. Dar numele tău care este? Victor Ila. Unde te-ai născut? Păi eu m-am născut la maternitate. Dar, ca să știți, totuși, de unde vin eu, de unde sunt de pământ, eu vin din Congo, Congo Brazzaville, în Africa. Iar România a devenit a doua țară. Dacă stau să mă gândesc bine, s-ar putea să spun, fără să greșesc, e chiar prima țară a mea. Eu de aici nu mai plec. Victorie, mulțumesc pentru intervenția ta. Domnule Eugen, dacă mai eu... Mulțumim. Da, la urmă, Victor, ne crezi și tu o melodie, da? Că știu că știi foarte bine. Hai să-l aplaudăm pe românul nostru, Victor Ila! Cel mai român dintre români. O să continui tot o melodie de muzică ușoară, după care vom trece din nou la muzică populară. Este o melodie dedicată tuturor doamnelor și domnișoarelor prezente aici în seara. Melodia se cheamă Tu ești cea mai frumoasă. Hai să fie atmosferă și... Mai tare, mai tare un pic de bașă.
Dar mai dar de pame, da
mea duce dragostea. Și codată ce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i mândragă. Ce-i vinul, dulce-i vinul, dar mai dulce-i dragostea. Nu e nimenea să mă vadă că mă duc la mândra. Te-aș fi lumea că mă duc, te-aș ști când ajung, că mă vede într-o mă bucur. Haideți să la dans! Dar nici azi de nou la nimeni a visat, pe la ce mândruță fac la buș. Poate nici nu mai acura lumea, te mă vede mă vorbește ea. Cine? Se îndrăgosesc repede și uită repede. Melodia se cheamă, ca să trecem la treabă, dar puteți asta să știți. Melodia se cheamă Mine, Vasta, Furioasă. Asta e melodie compusă de mine.
Astăzi, pentru că timpul este foarte, foarte, foarte scurt, este o melodie care vă dedic dumneavoastră celor din Ungureni și invitaților noștri de seamă care astăzi sunt aici. Melodia se cheamă simplu La mulți ani, dar nu este aceea cu La mulți ani, este o melodie compusă de mine pentru asemenea evenimente când sărbătorim împreună cu cei dragi. La mulți ani! Trec în zilele, se trec mereu, cu bucurii, păreri de rău, mică Dumnezeu, ori dumnea, trăiască veșnic dragostea, prieteni dragi. Hai să cântăm, de viață să ne bucurăm, prieteni dragi, doar câte cum, înnobilează sufletul, fericire dorim, la mulți ani să ne întâlnim, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Voie bună vă dorim, zâmbete vă rugim, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Hey!
cer sărim, să dăinuim, să dăinuim, Părinte nor, Părinte trăiască drag, ostea oricând. Și refrenul. Fericire vă dori, la mulți ani să ne întâlnim, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Boghe bună vă dori, zâmbete vă rugi, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Fericire vă dori, la mulți ani să ne întâlnim, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Boghe bună vă dori, zâmbete vă rugi, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Hey! La mulți ani. Aplauz pentru domnul primar! La mulți ani. Și pot dată de primul. Fericire vă dorim, la mulți ani să ne întâlnim, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Multă voie vă dorim, zâmbete vă rugim, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. La 50 de ani de căsnicie, la mulți ani, la mulți ani. Vă mulțumesc foarte mult, vă promit că împreună cu domnul primar voi mai veni să vă cânt dacă v-a plăcut. Mulțumesc, domnule! Eu zic, te rog, mai stai două minute lângă mine. Secunda mea. Dacă vă rog frumos să vă ridicați în picioare, Eugen, domnul Eugen, el e etno. Vreau să câtă mulți ani trăiască pentru Nunta de Aur, care astăzi, practic, asta sărbătorim. Și ocazia asta ne-am întâlnit, dragi oameni și dragi doamne, domnișoare, domnilor care sunteți invitați, e un moment deosebit și vreau să cântăm cu toți la mulți ani trăiască pentru toate familiile care au oferit 50 de ani de căsătorie, da? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. E la bac? Mulți ani trăiască. Mulțumim frumos! Noi să rămânim, domnul Eugen Ungureanu, vă mulțumesc din suflet că ne-ați onorat cu prezența. Să ne continuăm programul. Hai, vin aici! Dumnealui merge la program la fumă la Mogura, din câte am înțeles. La Mogura, la munte, acolo ai scăpat din noi. Încă o dată mulțumim din suflet, domnul Ungureanu. Și vreau să vă spun, care este programul din sala de aici? Pentru toți curii...